Economia României, dar și cetățenii din țara noastră au fost grav afectați de pandemie și război, astfel că Partidul Social Democrat, în decursul zilei de ieri, a prezentat pachetul de măsuri Sprijin pentru România, prin care persoanele vulnerabile vor fi ajutate să depășească această perioadă grea. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, este o persoană activă și implicată la nivel central. Acesta a prezentat care au fost motivele ce au stat la baza inițierii acestui program de sprijin pentru români. Pachetul de măsuri Sprijinim România nu și-a propus niciodată să îmbogățească pe cineva, ci să vină în sprijinul celor vulnerabili, să susțină sectorul agricol și industria alimentară într-un moment în care țări precum Germania, Franța, Italia se axează pe aceleași probleme. Valorile voucherelor pentru alimente, pentru elevi, tichetele de masă nu sunt cât ne dorim să fie, încă și nu anulează efectul scumpirilor, dar domnii de la USR și AUR uită pentru câți români contează fiecare ajutor primit și cu siguranță este mai mult decât le-au oferit ei românilor. Nimic, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. De asemenea, acesta a criticat în termeni duri reacția celor care știu doar să arunce cu pietre în măsurile bune luate de Partidul Social Democrat, care nu fac nimic altceva decât să sprijine românii. Că sunt tardive, că sunt insuficiente, că vor crește și mai mult inflația și datoria publică, toate acestea sunt strict contrapolitice, aruncate în spațiul public pentru a arăta că fac și opoziție. Să nu aveți nici cea mai mică îndoială că am analizat cu atenție efectele tuturor acestor măsuri. Am calculat de 10 ori pentru a lua decizia corectă, iar programul Sprijinim România este un program pentru români pentru a depăși această perioadă dificilă, pentru că împreună puternici, a continuat acesta. Pachetul de măsuri Sprijin pentru România este construit pentru a ajuta categoriile de vârste vulnerabile, dar și pentru a ajuta economia din țara noastră.